Copiii din întreaga lume se unesc în rugăciune pentru pace și unitate în cadrul celei de-a 18-a ediție a inițiativei Un milion de copii se roagă rozariul, care are loc pe data de 18 octombrie 2023. Această mișcare, promovată la nivel global de către Fundația de Drept Pontifical Aid to the Church in Need, are ca scop implicarea copiilor într-o rugăciune colectivă pentru pace și unitate. Inițiativa Un milion de copii se roagă rozariul este o expresie puternică a credinței și a rugăciunii copiilor pentru pace și unitate în lume. Rugăciunea copiilor este considerată o sursă de putere și speranță, un răspuns la chemarea Maicii Domnului și o tradiție. Noi creștinii catolici avem o devoțiune foarte înfocată față de Sfânta Fecioară Maria, o rugăciune care se îndreaptă adesea către dânsa. Și rugăciunea cea mai specială pentru noi este cea a rozariului. De aceea, în două luni din an, noi propunem această rugăciune să fie făcută zilnic de către credincioși, în luna mai și în luna octombrie. Ei bine, printre credincioși se află niște credincioși foarte dragi nouă copiii. Și vrem să le propunem și lor această rugăciune. De aceea, biserica, la nivel global, a propus această rugăciune într-o singură zi din luna octombrie, care cât mai mulți copii să se adune și să se roage rozariu. Iar această inițiativă se numește Un milion de copii se roagă rozariu. Este o acțiune care a început în America Latină, undeva în Venezuela, unde mamele au văzut cum în fața unei grote, așa cum avem aici, se adunau să se roage rozariul. Și și-au amintit de un sfânt, Padre Pio, care vorbea despre câte de multe lucruri au schimbat dacă un milion de copii s-ar ruga rozariu, ar putea schimba lumea. Și atunci, hai să încercăm acest lucru. De aceea, pe 18 octombrie, ziua de astăzi, și noi le propunem copiilor, care aparțin parohiei noastre, Adormirea Maicii Domnului din Iași, să vină să se roage împreună cu noi rozariu. Rugăciunea rozariu este o practică de închinare și rugăciune în tradiția catolică. Aceasta implică recitarea unor rugăciuni specifice și meditarea asupra misterelor vieții lui Iisus și a Maicii sale. Rozariul este o devoțiune foarte veche, este o devoțiune simplă și tocmai de aceea este îndrăgită atât de mult, pentru că aparține tuturor. Aparține și sfinților care au o relație foarte specială cu Dumnezeu, care au convorbire directă cu Dumnezeu, dar aparține și oamenilor simpli care se apropie cu umilință de altarul Domnului. Această inițiativă s-a născut în anul 2005 în Caracas, Venezuela. În timp ce un grup de copii se ruga rozariul în fața unei grote, multe mame ce erau de față au simțit prezența Sfintei Fecioare Maria.